Bună seara, stimați prieteni și neprieteni. Aceste zile sunt marcate de o liniște periculoasă pentru Republica Moldova. Haideți, pentru cei care tot ne întrebați despre soluțiile care ar fi pentru ieșirea din această criză, să vă spun câteva lucruri. În primul rând, că eu cred că nu există soluții bune. Eu mă adresez în primul rând celor care au fost foarte exaltați de Filat în ziua de 13 februarie, pe motivul că Filat ar fi pornit o luptă împotriva mafiei, la fel cum a făcut-o și în 2011. Eu atunci le spuneam oamenilor care erau entuziasmați de ieșirea premierului că el nu are un plan. Că omul ăsta nu are un plan. Că în ziua în care a ieșit, a ieșit mai degrabă să-și demonstreze lașitatea lui prin faptul că l-ar fi prins pe picior greșit pe Plahotniuc. Și nici vorba nu era de crimele lui Plahotniuc. Era vorba doar de satisfacerea orgolului lui Filat, care credea că a scăpat de Plahotniuc și îi rămâne pe mâna lui țara asta să o drămăluiască el. N-avea niciun plan atunci. Iar prin ceea ce s-a întâmplat după 6 ianuarie, se adevărește tot ceea ce v-am spus noi în acești 2 ani. Și mă bucur foarte mult că dumneavoastră, cei mulți, cei de la țară, cei care ați stat inhibați acești 2 ani de zile, ați început să ne auziți. Eu mă adresez în primul rând celor din satele Republicii Moldova, unde merg acum, din raioanele Republicii Moldova, pentru acei oameni care, trăită fiind acea dezamăgire mare în privința lor, și eu vă înțeleg foarte bine că dumneavoastră trebuia să vă investiți speranța undeva, mă bucur foarte mult că acum ne auziți. Ne întrebați foarte des cu ce ne puteți ajuta. Haideți să vă spun, că de la asta am vrut să încep astăzi, să vă spun cu ce ne puteți ajuta pentru cei la care n-am ajuns și cu care încă n-am vorbit. Noi, ca și formațiune politică de opoziție, ca o formațiune politică care nu ne-a miscat din faptul că s-ar fi adunat un sac de bani care trebuia împărțit între noi, așa cum se întâmplă partidele politice, existăm din mesajul nostru public. Așa cum v-am spus, noi, Mișcarea Populară Antimafie, am venit cu o idee. Ideea noastră era simplă și foarte clară. Republica Moldova nu mai are resurse interne ca să lupte cu mafia care se află la guvernare. Tocmai din această cauză, proiectul, planul nostru care a fost că Republica Moldova are nevoie de injecții din afară. Republica Moldova are nevoie de sprijin din afară pentru ca să reușim să ieșim din acest pas. Și ca să nu ajungem într-o bună zi o țară guvernată din afară, așa cum s-a întâmplat altădată în unele țări din estul Europei care au eșuat, este exemplu de la sfârșitul anilor 90 al Bulgariei, care nu mai poate ieși nici astăzi, chiar dacă este țara Uniunii Europeană, zic, ca să nu ajungem cumva o țară guvernată din afară, noi propunem ca noi, chiar noi, să organizăm, să aducem oameni care ne-ar ajuta să guvernăm această țară. Noi să avem conducerea politică în această țară, iar atunci când este vorba de executiv, când este vorba de justiție, când este vorba de poliție, de alte domenii la care am să mă refer, să aducem prietenii noștri de peste hotare care să ne ajute să aducă management european de administrare. Pentru că, stimații mei prieteni, Europa s-a clădit așa sute de ani. Problema nu este că noi avem oameni deștepți sau nu avem, avem oameni pregătiți sau nu avem, avem oameni talentați sau nu avem. Procentul, ponderea oamenilor talentați, deștepți, înțelepți, poate mai puțin instruiți, nu știu, este la fel ca în toate țările. Lipsa în Republica Moldova, nu există cultură. Și când vorbesc de cultură, nu mă refer la înțelegerea obișnuită a acestui termen. Vorbesc că nu există nici cultură politică, nici cultură, nici cultură artistică, nici cultură estetică, nu există cultură consumului, cultura sportului și așa mai departe. În Europa există un circuit de valori care asigură lucrurile astea. Republica Moldova nu le are pe toate astea, pentru că cultura într-o țară și viziunea asupra lucrurilor, viziunea mare asupra lucrurilor, lucruri despre care vorbea un oficial european și spunea că conducerea Republicii Moldova nu are viziune. Viziune și cultură, ele nu sunt lucruri care pot fi făcute pe insulă, nu pot fi făcute în provincie, într-o lume izolată. Să nu-i credeți pe ăștia care vă spun că Republica Moldova este la confluența dintre culturi, că Republica Moldova are
are avantajul că este ancorată și în cultura rusă și în cultura europeană și ar putea să fie o punte de legătură dintre est și vest. Prostii. Prostii, ca să nu le spun altfel. Cum Republica Moldova nu mai poate fi o punte de legătură pentru că toate traseele internaționale ocolesc Republica asta, care e o gaură, care e un drum bombardat, care nu are infrastructură. La fel, Republica Moldova nu poate fi o punte de legătură dintre culturile, dintre est și vest. Pentru că contactul nostru cu cultura din est nici nu prea a existat. Stimații mei prieteni, rușii n-au intrat în Republica Moldova cu Dostoievski sub țoară, rușii au intrat pe tancul în Republica Moldova. Și nu le-au scos nici acum din Tiraspol. Iar o deschidere, europenizare și civilizare în țara asta o aduce circuitul de valori, circuitul cultural. Ori aici circuitele de valori se trăsnesc de fruntea lui Ghimpu. Toată civilizația europeană se crapă de fruntea lui Ghimpu. Aici, în țara asta, cultura, civilizația europeană se neacă în orgoliul lui Filat. Pentru că oceanul planetar este o bultoacă de neglijat pe lângă orgoliul acestui om. Aici, civilizația europeană se rătăcește în bălăriile lui Plahotniuc. Bălării de firme offshore, de firme fantomă, care preiau și sugrumă în fiecare zi țara asta. Iată de ce Republica Moldova nu are șanse așa cum este ea. Eu nu seam în disperare la ora actuală. Eu spun doar faptul că Republica Moldova are doar o șansă atunci când vom implementa ceea ce vă spunem noi, un program de ieșire din această criză. Și programul nostru se numește A Doua Republică. A Doua Republică este programul care poate să scoată țara asta din impas. Țara asta în care se face justiție selectivă, se face control vamal selectiv, impozitare selectivă, medicină selectivă, pentru că stăteam de vorba seară cu un medic foarte bun din raion, un chirurg din raion, un om care este și un mare patriot și care îmi spunea indignarea pe care o trăiește el în raport cu această reformă a medicinei. Eu chiar am rugat astăzi pe colaboratorii mei și pe colegii mei să găsim niște medici, să facem un studiu asupra managementului în medicină din Republica Moldova, ca să constatăm într-o bună zi că această reformă în medicină, care ne este prezentată ca o chestiune prin care în Chișinău s-ar îngrămădi toate resursele puține pe care le avem pentru a face o medicină performantă în Republica Moldova, și că vedeți dumneavoastră parcă ar avea o anumită logică, pentru că neavând resurse aici vom avea și tehnică performantă de diagnosticare, de operare, medici buni și așa mai departe. Păi toată logica asta pică în momentul în care vedem drumurile noastre și în momentul în care omul care ar putea să fie tratat de calitate, să primească o medicină, o tratare medicală de calitate, nu mai ajunge la Chișinău. Omul ăsta îmi spunea, medicul ăsta îmi spunea, da, poate la Chișinău s-ar face o operație de o calitate mai bună dacă acest bolnav de aici, din raion, ar ajunge la Chișinău. Dar când eu îl primesc pe acest pacient, când speranța lui de viață este câteva zeci de minute pentru faptul că are o traumă gravă, eu trebuie să-l operez aici și îmi iau chestia asta. Stimații mei prieteni, punctul de bază în ceea ce este A Doua Republică, un program de schimbare a Republicii Moldova. Noi suntem un partid antisistem, de schimbare a acestui sistem mafiot. Cel mai de bază punct este îl vom aduce mot-a-mo copiat din Constituția Statelor Unite ale Americii. Oamenii au dreptul la fericire. Și degeaba le povestim noi oamenilor povești despre integrare europeană, la fel cum le povesteau pe timpul sovieticilor despre comunism, care era un fel de Eldorado sovietic în care lumea va trăi bine. Pentru că fiecare om este o valoare. Pentru că viața fiecărui concetățean de-al nostru este o valoare și el trebuie să trăiască astăzi, nu în perspectivă. El trebuie să mănânce astăzi, nu în perspectivă. El trebuie să-și educe copiii astăzi, nu în perspectivă.
El are de făcut niște lucruri astăzi, fiecare om are o viață și are dreptul să fie egoist și să vă urască pentru faptul că i-ați luat medicina de la pragul casei. Să vă urască pentru faptul că l-ați adus la o stare jalnică de subzistență. Nu știți cu ce ne puteți ajuta? Am spus-o și vă rog să mă ascultați foarte atent pentru toți cei răspunzându-vă tuturor celor care ne puneți întrebări și ne întrebați cu ce vă putem ajuta. În primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru toți cei care ne sunați, care veniți, care ne chemați la dumneavoastră. Voi fi în toate raioanele, vreau să vă spun cu mândrie că noi avem la ora actuală pe lista noastră 4-5 raioane unde oamenii se organizează și lucrează deja pentru Mișcarea Populară Antimafie și îi vom organiza, vor veni așa cum au venit cei de la Cantemir și vom anunța lumii despre fluxul de persoane care vine către Mișcarea Populară Antimafie. Pentru că Mișcarea Populară Antimafie este o șansă. Pentru că mafia și comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ, iar noi vă dăm această șansă. Vă dăm această șansă pentru că chiar dacă suntem puțini și pentru foarte multă lume care este obișnuită cu găști mari de oameni umflați în piept și extraordinari, chiar dacă mai avem această imagine, există oameni care înțeleg, mesajul contează, cuvântul contează, energetica asta pe care o dăm noi, puținii oameni care suntem acum în Mișcarea Populară Antimafie, cu un mesaj foarte coerent. Și dacă o să mă întrebați de ce nu apar alături de noi mai mulți oameni cu același mesaj, or să apară în măsura în care reușesc acest mesaj pe care îl am eu să-l amplifice. Deci atâta timp cât omul încă nu are dexteritatea necesară și pregătirea necesară, nu facem lucrul ăsta ca să nu-l diminuăm. Avem câțiva oameni care pot transmite acest mesaj. Și dumneavoastră îi vedeți la manifestările noastre pe care le facem. Cu ce ne puteți ajuta? Întâi, stimații mei prieteni, vă rog foarte mult pentru cei care doriți și vreți să contribuiți la Mișcarea Populară Antimafie. Așa cum v-am spus, puteți contribui prin amplificarea mesajului nostru, prin transmiterea mesajului nostru sau așa cum s-au adresat unii, cu bani. Însă cu bani mă refer în al doilea caz, vă spun cum puteți contribui cu bani. Pentru că noi, așa cum v-am spus, n-am pornit mișcarea noastră de la un sac cu bani. Am pornit de la o idee, am pornit de la un cuvânt greu după noi, care devine în ce în ce mai greu și care va cântări mai mult decât toate kilogramele lor de orez. Transmitere mesajului. La ora actuală, Emisiunea trecută pe care am transmis-o de aici, din acest studio, a fost privită de peste 100.000 de oameni numai pe privesc.eu. Emisiunea noastră a fost ascultată nu știu de câți oameni la radiouri, pentru că noi transmitem emisiunea noastră la radiouri locale. Vă rog foarte mult să cei care vă regăsiți localitățile în raza de acțiune a radiourilor care sunt pe site-ul nostru antimafie.md, vedeți, vă rog, dacă vreți, eu am să le repet la emisiunile noastre, frecvențele pe care transmitem la radiouri și transmiteți acest mesaj către oameni. Spuneți-le că la ora 8:30 pot pune urechea la radio și ne pot asculta. Spuneți-le că nu o să regrete dacă o să stea o oră împreună cu noi. Pentru că vor afla în primul rând multe lucruri aici. Aici vor căpăta speranța că țara asta va ieși din impas. Este un lucru mare pe care îl puteți face. Așa cum au luat inițiativa vreo câțiva oameni care au localuri, baruri deschise în sate, au alte localuri unde lumea se adună, cum și-au luat inițiativa să difuzeze emisiunea noastră la ora 8:30, s-o facă. Vă rog foarte mult, mergeți la oamenii din sat, acei care au un flux anumit de oameni și care la ora 8:30 au un local unde pot pune un televizor și pot privi. Vă rog să mergeți și să vorbiți cu acești oameni. Va fi o contribuție mică, dar foarte importantă. În situația în care noi, Mișcarea Populară Antimafie, nu avem acces la televiziuni. Noi nu avem acces nici la televiziunea moldovenească, care este o televiziune publică. O televiziune publică care ar fi datoare să difuzeze și o formațiune cum este a noastră. Pentru că un argument care l-ar spune ei că, domnule, că nu sunt politicieni de prim rang, nu sunt în Parlament, nu au atâta importanță, nu ține.
Noi cunoaștem și dumneavoastră cunoașteți la fel ca și noi. Cunoașteți vocația celor de la televiziunea moldovenească, de la Moldova 1, inclusiv vocația lui Mircea Surdu, care este actualul director al Moldova 1. Cunoașteți vocația lor de a sprijini puterea, de a cânta în stambă puterii și de a o promova la un canal public de televiziune, pentru că așa înțeleg ei televiziunea care este plătită din impozitele noastre. Înțeleg că această televiziune îi aparține lui Filat, Plahotniuc și Ghimpu. Eu nu pot, eu chiar dacă m-aș apuca acum, nu pot să-i determin să ne difuzeze și pe noi. Dar vreau să vă spun că la emisiunile lor de dezbateri apar și personaje politice a căror activitatea este doar apariția la televizor. Câteodată numai la Moldova 1. Și noi care am produs mai multe evenimente de interes public, noi care am produs evenimentul din 6 ianuarie care a răsturnat viața politică din Republica Moldova, n-au catadixit să spună, veniți să vă spuneți păstul la o televiziune publică. Și de ce m-am luat acum de Moldova 1? Pentru că alte televiziuni sunt private, sunt al mafiei. Și noi nu avem cum să le cerem, pentru că acolo merg ei pe banii lor. Astăzi am făcut o scrisoare către directorul televiziunii moldovenești, către Mircea Surdu. Și l-am rugat să-mi răspundă la două întrebări. Care este motivul lipsei de interes pentru mișcarea populară antimafiei a jurnaliștilor de la Moldova 1? Sau asta poate e laița lor și ei vând la taraba lor ce vreau, când vreau și cui vreau? Și doi, dacă noi am putea, în anumite condiții, să apărăm și noi, știu eu, modest, într-un cadru cât de modest, să apărăm și noi la televiziunea moldovenească. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră, stimații mei prieteni, puteți să ne sprijiniți prin a transmite mesajul nostru tuturor, prin a le spune oamenilor cum să ne găsească. Pentru că sunt oameni simpli care au computer în casă numai pentru a privi, știu eu, pentru a se socializa pe adnaclasnikitochka.ru sau pentru a intra pe un Skype să vorbească cu cineva de peste hotare. Arătați-le, intrați în casa lor și arătați-lor antimafie.md. Pentru că oamenii ăștia au întrebat. Noi îl vedem pe Sergiu Mocanu în fiecare seară la jurnal și la ProTV, spune, vă aștept pe antimafie.md și ei nu știu unde să găsească antimafie.md. O să ne ajutați enorm de mult cei care ne priviți, dacă o să mergeți, dacă vă puneți de astăzi în gând ca în fiecare zi, măcar cel puțin unui om, doi, să-i dați pe foiță și să-i scriți, să-i explicați foarte exact cum ne găsesc la acest site. Atât cei de peste hotare, cât și cei din Republica Moldova. Și o să vedeți că dintr-o sută și ceva de mii care am fost săptămâna trecută pe prives.eu, vom fi în scurt timp 200-300 de mii. Vă rog foarte mult să faceți acest lucru. Acum în ceea ce ține de contribuțiile financiare, pentru că au venit și oameni din ăștia, care foarte sincer au spus, eu vreau să contribui financiar. Haideți să vă spun o chestie. Deci, noi avem nevoie de contribuție financiară. Noi, contribuția financiară care vine către noi vine în sume mici și așa o să continuăm și mai departe. Contribuție financiară vor face chiar și membrii Mișcării Populare Antimafie din cei ce au ei la fiecare manifestare unde venim noi din bugetul comun să contribuim la o deplasare, la o ieșire publică, la nu știu ce. Întotdeauna îndemnăm pe oameni o cât de mică contribuție să facă și ei pentru ca să se simtă părtași ai Mișcării Populare Antimafie. De aia vă rog foarte mult pe cei care aveți posibilitatea, aveți disponibilitatea și aveți posibilitatea anume asta n-am vrut să spun. Și o să mă refer la termenul investit. O să-l las un pic mai târziu. Care vreți să contribuiți la Mișcarea Populară Antimafie, puteți veni și puteți depune bani în casa Mișcării Populare Antimafie și să primiți o mulțumire din partea noastră pentru dumneavoastră. Dar unui om care este mai bogat, care a venit și a spus că vrea să contribuie și m-a întrebat ce condiții ar fi pentru ca el să contribuie, am spus că nu există nicio condiție, nu există nicio vorbă care ar putea să stea între noi în cazul în care el contribuie cu bani. Și tocmai din această cauză i-am spus, dai pentru Mișcarea Populară atâta cât nu-ți afectează bugetul familiei tale.
Și te rog foarte mult să nu dai o sumă mare, pentru că suma mare ar putea să te ducă la ideea că tu investești în Mișcarea Populară Antimafie. Nu trebuie să investești în Mișcarea Populară Antimafie bani. Poți investești doar speranțe. Doar speranțe puteți investi în Mișcarea Populară Antimafie. Iar banul îl dați ca la biserică, la Mișcarea Populară Antimafie, ca la biserică. Pentru că nu putem discuta în modul în care cineva vine și spune eu bag un ban, eu investesc un ban, dar vreau să știu ce o să am de la asta. Referindu-se la poziție în Mișcarea Populară Antimafie, referindu-se la poziție pe liste și așa mai departe. Fiecare care vine în Mișcarea Populară Antimafie are o șansă. Ca și mine, ca și colegii mei, toți au câte o șansă. Dar asta nu este în funcție de contribuția financiară, ci este doar în funcție de performanțe și de condiția de lideritate într-o mișcare cum este Mișcarea Populară Antimafie. Încă o chestiune la care am vrut să mă refer și care am spus-o și data trecută și care, de care mă țin de fiecare dată, să vă spun. Noi de câte ori am fost întrebați de ce trebuie să voteze pentru Mișcarea Populară Antimafie, v-am spus întotdeauna, fără să ne justificăm, v-am spus întotdeauna un singur lucru pe care vreau să-l repet și astăzi. Dacă votați cu mafia asta sau cu comuniștii, dumneavoastră știți foarte exact ce se va întâmpla. Se va întâmpla același lucru. Același lucru care s-a întâmplat până acum. Ba mai rău, pentru că ei vor continua să facă acest lucru și lucrurile se vor agrava. Iar funia se va strânge la parul dumneavoastră, pentru dumneavoastră, nu pentru ei. Iar dacă votați Mișcarea Populară Antimafie, aveți o șansă. Aveți o șansă. Deci dacă votați cu ei, știți foarte exact ce se va întâmpla. Dacă votați cu Mișcarea Populară Antimafie, nu știți. Dar aveți o șansă. Aveți o șansă. Deci iată motivul principal pentru care puteți să votați pentru Mișcarea Antimafie. Și asta nu pentru că eu nu vreau să vă fac promisiuni. Și nu pentru faptul că noi nu ne vom ține de promisiuni, ci pentru că asta este logica minimă a votului dumneavoastră. Este logica minimă. Dacă porniți de la această logică, mai departe discutăm ce avem de făcut împreună. Pentru că așa au fost toate democrațiile. Nu există altă metodă decât să votați până în momentul în care o să-i găsiți pe cei de care aveți nevoie. Noi pretindem că noi suntem aia. Noi pretindem că noi suntem aia. Și dumneavoastră aveți dreptul să încercați acest lucru. Să încercați acest lucru. Iar Mișcarea Populară Antimafie va fi prezentă în viitorul Parlament. Și acum încă câteva clipe, după care trec să vă răspund la întrebările noastre, pentru că văd că sunt multe și trebuie să vă răspund. Stimați-mi prieteni, așa cum v-am spus, Mișcarea Populară Antimafie vine să fie stabilă între oligarhie și proletariat. Vine să nu permită, să nu mai admită ca în Republica Moldova să se producă o revoluție proletară. Noi avem nevoie de revoluție a inițiativei private. A inițiativei private. Noi avem nevoie ca în țara noastră să contrapunem regula micii înțelegeri. Țările europene au stabilit regula încă sute de ani în urmă și s-au temut întotdeauna să creeze precedente. Iar aici când au venit, s-au ciocnit de oameni care nu știu să respecte regula. Ce credeți dumneavoastră? Că n-au fost vremuri, credeți-mă pe mine că o știu din aproape, n-au fost vremuri când Europa a fost exaltată și a fost foarte entuziasmată de prestația lui Voronin, care știți ce făcea? Venea la Bruxelles și spunea: ce legi vreți dumneavoastră să adoptăm în Republica Moldova? Ăștia spuneau cu tare, ca să fie euroconforme. Voronin spunea, perfect, foarte bine, o să vedeți că în foarte scurt timp vor fi adoptate. Mergea și le primea la pachet în Parlament și ăștia erau minunați. Știți de ce? Pentru că ei nu știau că Voronin nu are nici în gând să respecte și să îndeplinească acele legi. Nici în gând n-avea. El spunea, câte legi vrem să adoptăm? Le adoptăm. Niciuna dintre ele să nu fie îndeplinită. Dumneavoastră, credeți că ăștia se deosebesc de aia? Credeți că de ce europenii s-au arătat atât de entuziasmați de prestația ăstora în primele luni? Pentru că ăștia au zis, noi adoptăm tot, noi suntem europeni. Iar când au ajuns să implementeze, nimic nu implementează. Așa se întâmplă în țara asta de foarte mulți ani, de cel puțin 20 de ani.
iar țara asta nu avansează nicăieri. Nu vă lăsați ademeniți de această capcană care este acordul de asociere, care ne trebuiește, care noi, Mișcarea Populară Antimafie, așa cum v-am spus, vom face totul să fie adoptată. Așa cum s-a adoptat pentru țări din America Latină, pentru țări din Africa, este nevoie să avem și noi nevoie de un acord de asociere. Asta însă nu este un proiect, un program de integrare europeană. Nu este un proiect de integrare europeană, pentru că noi la ora actuală nu putem vorbi de integrare europeană când Republica Moldova din 95 până acum este încă sub monitorizarea Consiliul Europei. Consiliul Europei care este abia anticamera Uniunii Europene. Abia anticamera. Noi nu suntem nici în anticameră. Pentru că în 95, când Republica Moldova a intrat în Consiliul Europei, s-au pus condiții și a rămas sub monitorizare. Asta deja este aproape o rușine mare pentru țara asta, că după atâția ani de zile, după ce a intrat în Consiliul Europei, Republica Moldova încă este monitorizată pentru faptul că nu îndeplinește obligațiunile pe care și le-a luat atunci. Deci, acordul de asociere nu este un plan de integrare. Nu este un proiect de integrare. Este mai degrabă dorința Germaniei și Franței să aibă frontiere sigure a Statelor Unite ale Europei, așa cum vor ei Uniunea Europeană. Ori noi vom fi interesanți pentru micile democrații din Uniunea Europeană, pentru micile state liberale din Uniunea Europeană, pentru țări mici, cum sunt Elveția, Suedia, cum sunt țările baltice, cum sunt Ungaria, cum sunt țările din fosta Iugoslavie, ca Slovenia și așa mai departe, țări care vor avea de spus un cuvânt în fața țărilor mari care vor să facă o putere mare în Europa, Uniunea Europeană. Pentru că nu pentru un actor mondial puternic a fost gândită Uniunea Europeană, ci a fost gândită ca un spațiu liber, un spațiu al democrației, al drepturilor omului. Și eu sunt sigur că vom ajunge în ziua în care Uniunea Europeană va avea a doua cameră în Parlamentul European. Deci va fi un fel de senat al Uniunii Europene. Un senat acolo unde, și în acel senat vor fi reprezentanții teritoriilor. Și noi vom avea un cuvânt de spus acolo ca țară mică, dar care jânduiește la fel ca și toate țările să trăiască într-o democrație europeană. De-aia mă strofoc, de-aia mă sufoc când aud toate exclamările astea anti-europene și a lui Ghimpu, care a început să rânjească la Uniunea Europeană, care a început să nu-i placă nu știu ce acolo. Noi avem perspectivă europeană, dar ea nu se deschide cu acordul de asociere, ea nu se deschide cu această mafie. Pentru că așa cum vă vorbeam de medicină, și aici închei, asta m-a dus ieri la gândul când am aflat, de fapt, în ce constă această reformă a medicinii. Știți ce se întâmplă? Pe toate planurile vieții sociale din Republica Moldova, acești criminali aflați la guvernare, această oligarhie își pregătește o țară pentru ei, nu pentru noi. Deci tot, și medicina de lux în Chișinău trebuie să fie pentru ei și pentru familiile lor. Și așa cum v-am spus, și justiția trebuie să fie la cheremul lor. Tot, medicina, comoditățile și așa mai departe, toate trebuie să fie a lor. Știți dumneavoastră că până acum miniștrii și din guvernul Filat au fiecare câte o vilă la Condriță. Eu m-am mintit de lucrul ăsta când l-am văzut pe smintitul ăsta de ministru al apărării, care și-a luat femeia la braț și de ziua îndrăgostiților a plecat să arete lumii cum își iubește el propria nevastă. Cum și-o tratează el de ziua îndrăgostiților. Nu există cinism și prostie mai mare decât acest ministru liberal al apărării care își arată ego-ul lui și narcisismul lui într-o emisiune în ziua în amiaza mare când lumea muncește. El merge la vilă, la Condrița. Ei până acum au vile la Condrița. Nici o vilă, nici un privilegiu, nici un fel de pază de corp pentru criminalii ăștia nu va fi atunci când va fi Mișcarea Populară Antimafie. Și pentru ca să închei, că mai am câteva secunde înainte ca să vă răspund la întrebările dumneavoastră, noi Mișcarea Populară Antimafie ieri am făcut o declarație. Am făcut-o pentru cinstea și onoarea lui Botgros. Eu am respect deosebit pentru Nicolae Botgros. Eu, poate și din faptul că eu sunt de acolo, de la sud, pentru că eu îl țin minte pe tata lui când eram mic copil, lăutar, singurii lăutari care au rămas în țara asta este Botgros și orchestra lui. Chiar dacă are o orchestră deja stilizată, cu folclorul pus pe note, cu multe altele, Botgros este lăutar, este o dinastie de lăutari. Și să ajungem noi, într-o bună zi, ca
ca paza de corp a așa zisului președinte a Republicii Moldova să-l umilească în halul ăsta. Eu am vorbit cu domnul Bodcros. Eu i-am spus din partea mea, i-am spus regretele mele pentru ceea ce s-a întâmplat. Dar cel mai mult m-a indignat nu ce s-a întâmplat atunci seara, pentru că știam că se poate întâmpla. Dacă ăștia au împușcat oameni, îl pot umili pe Bodcros, pe dânsul nu interesează oamenii ăștia vii, pe dânsul interesează simbolurile. Ce credeți că s-au interesat altă dată de Sulac în măsura în care s-au interesat pe urmă când au numit Palatul Sulac? Sau credeți că au avut grijă de Vieru sau în general i-a interesat Vieru decât numele lui Vieru atunci când au avut nevoie de campanii electorale? Nu cumva credeți că i-au interesat alte nume sonore din viața talentelor din Republica Moldova? Niciodată. Niciodată interesează numai ei. Dar ieri, când bolfosul ăsta, adică altfel nu pot spune, mă iertați că îi înjur, dar n-am încotro, că îi insult. Dar eu n-am încotro în situația asta decât să îi insult. Măcar așa poate îi destabilizez și arată adevărata lor esență. Ieri când am auzit declarația semnată de îngrășatul ăsta de Bodurin, care ne spune că el regretă, fiți atenți, vă rog, că el regretă că această instituție, cum este Serviciul de Protecție și Pază de Stat, a fost implicat într-o acțiune de imagine a familiei Bodcros. Noastră vă dați seama ce spune omul ăsta. El spune că o instituție atât de prestigioasă cum este Serviciul de Pază și Protecție, de protecție sau pază, cum îl numesc ei, este o acțiune atât de prestigioasă, atât de populară în rândul populației, încât Bodcros ar fi avut nevoie de transfer de autoritate de la această instituție câte Bodcros. Nu există culme, nu există mai mare cinism. I-am cerut ieri demisia, sigur că nu o să-și depună demisia. O să-l fugărim cu șuturi în fund de acolo și pe el și pe toți îngrășații ăștia care stau pe lângă primele persoane în stat numai pentru trafic de influență. Și de acolo își trag banul din traficul de influență. Nu o să rămână niciunul. Nu o să rămână niciun fel de pază de corp din ăștia. Nu o să rămână vililor lor. Nu o să rămână. Țara asta va fi redată adevăraților beneficiari. Ori adevărații beneficiari sunt concetățenii noștri necăjiți de la țară sau cei plecați peste hotare. Pentru că acești oameni, fiecare dintre ei este o valoare, viața lor a fiecărui dintre ei este o valoare și pentru viața și fericirea fiecărui dintre ei vom lupta. Pentru că oamenii ăștia vor să mănânce astăzi, nu în perspectivă. Pentru că oamenii ăștia vor să trăiască astăzi, nu în perspectivă. Și atunci când ăștia cu musca în nas cârnesc să strâmbă că, domnule, nu înțelege poporul ăsta cât de vașnici sunt ei și ce lucruri mari fac. Trebuie să vă răspund la întrebări. Domnule Mocanu, ce avantaje va obține România în urma intrării în spațiul Schengen? România va obține avantajul să fie de rând cu toate țările care, deci, să fie pe deplin țară a Uniunii Europene cu toate drepturile. Circulația liberă a cetățenilor României le va da posibilitate să nu aibă niciun fel de impedimente, ei nici acum nu au pentru că circulă în Uniunea Europeană, dar există anumite restricții în ceea ce ține de angajarea în câmpul muncii, există anumite lucruri legate de libera circulație a mărfurilor, serviciilor, banilor și așa mai departe. Zona Schengen aduce României și un anumit prestigiu pentru că România deja va fi recunoscută ca o țară care poate asigura siguranța frontierilor europene și asta probabil că este cel mai important lucru pentru prestigiul României care va trebui să demonstreze și care va fi una dintre țările de la frontiera Uniunii Europeană care poate asigura și care, în care au încredere partenerii europeni că țara România este o țară stabilă care le poate asigura liniștea și siguranța. Asta este cel mai mare avantaj pentru România și eu mă bucur de fiecare pas făcut înainte de către România, chiar dacă se zbat și ei, având o sumedenie de probleme legate de oligarhie de acolo, de oameni îmbogățiți, de necazul mai multor oameni mai săraci, așa mai departe. De ce acceptăm cu ușurință totul ce ne propune UE, fără ca să gândim? Încheiind acorduri foarte dezavantajoase pentru Republica Moldova. Noi de 21 de ani ne gândim. Noi de 21 de ani ne gândim ce să facem și să inventăm roata moldovenească. Oare chiar nu vă dați seama că,
că această suspiciune, această greșeală de a sta pe chibzuite, oare chiar nu vă pare că asta e mintea moldovanului cea de pe urmă? Mintea moldovanului cea de pe urmă au avut-o țările baltice, au avut-o românii, bulgarii, care le-a prins bine mintea moldovanului cea de pe urmă. Nu ne prinde niciodată bine mintea noastră a moldovanului celui de pe urmă. De ce nu v-ați angajat dumneavoastră totuși să vă uitați atent la ce se întâmplă în lumea asta? Să vedeți că spațiul acesta tătaro-mongol al fostei Uniunii Sovietice nu ne dă niciun avantaj, n-am timp să mă opresc acum la chestia asta. Cine ține într-o zonă de bardac, de incertitudini, de necaz, noi avem nevoie de schimbări de mentalități, stimații mei prieteni, uitați-vă numai cum se îmbracă femeile noastre și cei care vin de acolo numai intră și văd aspectul orașului ăsta, văd gropile și mizeria asta, văd de unde iese femeile noastre îmbăcat ca doamne de salon, din grote, din cămine în care trăiesc mizerabil. Dar asta eu nu știu dacă o să mă înțelegeți până la capăt. Stilul dezvolt și lejer de a trăi în Uniunea Europeană și de a vedea lucrurile altfel este o altă, și o să înțelegeți cu toți că este o altă viață acolo și altfel se întâmplă. Eu nu sunt un tip exaltat gratuit pe viața europeană. Eu o trăiesc și vreau ordine europeană. Eu vreau reguli europene. Ca în Europa. Nu-i ascultați pe toți demenții ăștia. Nu-l ascultați pe Ghimpu care vă spune astăzi că trebuie revăzut acordul de liber schimb. Pentru că o să ajungem să vorbim despre producția agricolă, cum poate fi produsă în Republica Moldova, cum putem fi competitivi, cum putem produce lucruri așa cum ne oferă europenii să avem posibilitatea să aducem investiții. N-ascultați aceste mentalități învechite și neandertalice atunci când încep să vă vorbească despre marea finanță internațională, despre interesul europenilor de a scoate aur din Republica Moldova, că aici e Eldorado lor și toți vin aici ca să numai să ne sugă sângele și așa mai departe. Nu-i credeți, vă rog, nu-i credeți. Este adevărat că Reidman este omul lui Plahotniuc. De ce Voronin nu scapă de el? Dar de ce trebuie Voronin să scape de omul lui Plahotniuc dacă el stă la cheremul lui Plahotniuc? Oare chiar nu înțelegeți că Voronin ăsta care l-a plodit pe Plahotniuc... Apropo, eu am văzut un titlu, se pare că în Adevărul. A scris o ziaristă destul de bună, o ziaristă talentată. Dar titlul se numea Republica Plahotniuc. Lupta noastră s-a început de la un articol acum 2 ani și jumătate care se numea Republica Plahotniuc Moldova, unde eu descriam cum a fost creat acest criminal Plahotniuc de către Voronin. Acest criminal, și eu m-am bucurat că o ziaristă astăzi, după 2 ani și jumătate, scrie ceva asemănător, scrie ceva la fel, chiar dacă după 2 ani și jumătate. Dar a apărut un titlu ceva asemănător cu ce s-a început această luptă. Republica Plahotniuc Moldova, în care eu spuneam că beneficiarul acțiunilor lui Voronin a fost Plahotniuc. Deci, Voronin a avut persoane intermediare, cum era Reidman, cum era Dodon, cum erau alții, Lazar, Lupu, deci care stăteau între el și Plahotniuc. Plahotniuc, pe urmă, i-a preluat pe toți, le-a împărțit rolurile și mai departe. Reidman este omul lui Plahotniuc pe lângă Voronin. A avut afaceri cu Plahotniuc, este omul care ascultă de cuvântul lui Plahotniuc, este omul care mănâncă din palma lui Plahotniuc și așa mai departe. Domnule Mucanu, a fost sau nu implicat Plahotniuc în evenimentele din aprilie 2009? Eu sunt sigur că a fost și sunt o sumedenie de lucruri care vorbesc despre implicarea lui. Eu i-am vorbit prin 2006, îi vorbeam lui Lupu despre găști inteligente, o nouă revoluție socială. A apărut un studiu, a apărut o carte acum câțiva ani în Europa care spuneau că
că internetul la ora actuală și comunicarea pe Twitter, foarte lejer a tinerilor, creează noi fenomene sociale și noi psihologie ale maselor, decât cea care a fost de la Gustave de Le Bon, care deja este cunoscută și studiată. Deci s-a ajuns la concluzia că tinerii se pot organiza în diferite părți și mai departe. Eu îi vorbeam lui Lupu pe în 2006 chestia asta și nu pentru că Lupu i-ar fi transmis. Eu cred că Lupu a făcut altceva. Lupu i-a șoptit lui Voronin că eu aș fi fost capabil să fac acea revoluție din 2009. Eu n-aveam nici resurse și nici posibilități să o fac. Și am stat la pușcărie numai pentru că așa a vrut Voronin. Dar Plahotniuc este implicat și eu cred că implicațiile lui Plahotniuc vor fi găsite până la urmă. Trebuie să știți că chiar dacă probele se alterează, noi Mișcarea Populară Antimafie vom aduce detectivi, vom aduce oameni și o să-i urmărim ca Mossad-ul pe fasciști după război, pe hitleriștii de după război pe care i-au urmărit și i-a pedepsit. Așa vă promit că vor fi pedepsiți fiecare, oricât de fantastic vi s-ar părea acum acest angajament. Vor fi urmăriți Plahotniuc în primul rând, dar și toți ceilalți care fură pe lângă el vor fi umăriți și deferiți justiției pentru crimele pe care le-au săvârșit în Republica Moldova. Bună seara, domnule Mocanu. De ce nu-l invitați pe la dumneavoastră pe Nântoi în Mișcarea Antimafie? Este o persoană onestă și cu o imaginație și cu o imagine pozitivă pe plan politic. Eu cu Oază Nântoi suntem într-o relație foarte bună, suntem membri acelui așa aeroclub și singura noastră ocupație în afară de viața publică din Republica Moldova este pentru dumnealui parașutismul, pentru mine aviația și zborurile. Am și zburat împreună, am și sărit împreună cu parașuta și avem, cred, o relație foarte bună. Am să mă gândesc la propunerea noastră și am să vorbesc și cu el. Din câte știu, Oază Nântoi nu mai este interesat de politică. Oază Nântoi este un analist politic bun, un om care știe să facă analiză, știe să-i dogenească pe unii, să spună așa cum este. Nu cred că este la ora actuală interesat de politică, dar dacă am să simt că este interesat de politică, n-am să ezit să-i fac o ofertă. Domnule Mocanu, pentru ce pledați? Implicarea de moment a lui Filat cu Plahotniuc să semneze ceva la toamnă sau alegeri anticipate? Domnii mei, nu o să obțineți de la mine un răspuns tranșant la această întrebare, pentru că asta e ca și cum m-ați întreba. Domnul Mocanu, dumneavoastră pentru ce optați? Pentru guturai sau pentru gripă? Dumneavoastră optați pentru ciumă sau pentru holeră? Și una și alta este la fel de prost. Din cauza asta, eu, Sergiu Mocanu, vă spun, eu sunt doar un luptător, eu nu am soluții pentru fiecare situație. Eu i-am văzut pe deștepți ăștia, au întotdeauna soluții pentru orice situație. Dar vă rog să fiți atenți, la ora actuală, acești oameni au adus țara în pragul unei revoluții, în pragul unei crize fără precedent. Vă spun, guvern funcțional nu avem. Astăzi Voronin a ieșit și a spus că se pare că vor pune problema demiterii lui Lupu și mă gândesc că așa cum au acționat PD-ul și PL-ul pentru demiterea lui Filat, Filat ar putea să acționeze pentru demiterea lui Lupu, așa cum a făcut-o comuniștii prima dată când l-a demis Plahotniuc și Lupu ar putea să fie demis și nu vom avea niciun parlament funcțional. Astăzi am aflat că Curtea Constituțională este nefuncțională pentru că acolo nu sunt doi judecători și parlamentul care nu se mai întrunește nu mai poate alege acei judecători și la președinție, din câte știți, avem un ospiciu pentru bătrâni. Și iată, în această situație, când instituțiile principale ale statului sunt nefuncționale, ce trebuie să facem noi? Nu vi se pare că ajungem în pragul unei răsturnări? Pentru că ăștia, așa cum vă spun, dincolo de toate năgâțurile lor, i-au demonstrat o incapacitate naturală de gestionare a treburilor statului. Gata, statul este pus pe pirostrii de către ei. Nu știu cât timp vor negocia. Eu cred că ei se vor înțelege. Dar alianța AIE3, așa cum am spus-o, va fi cea mai monstruoasă coaliție din Republica Moldova, pentru că se va face exclusiv pe principii mafiote și cu împărțirea zonelor de influență. Pentru că eu am impresia că ei au înțeles deja sunt sortiți, că le va bate ceasul mai devreme sau mai târziu. Și acum își vor împărți încă o dată sferele de influență să mulgă țara asta cât pot până să-și facă plinul în perioada în care a mai rămas și să ne lese pe toți cu buza umflată. Noi nu o să le permitem, oricum o să-i pedepsim. Oricum o să-i pedepsim. Pentru că gata, i-am văzut destabilizați, li-i frică. Ar vrea, dar li-i frică. Eu pun pe faptul că ei se vor înțelege.
și mă tem că se vor înțelege. Eu nu am soluții pentru cei ce mă întrebați. Niciuna nu-i bună, nici cealaltă nu-i bună. Domnule Mocanu, ce va obține poporul nostru dacă intrăm în UE, în afară de intrarea liberă în spațiu UE? Oh, dragul meu, ar trebui 4-5 emisiuni să fac pentru ca să vă explic ce ar obține. Întrebați-i pe concetățenii noștri care sunt în Europa cum trăiesc. Trăiesc după reguli, trăiesc într-o societate liberă și după reguli. Republica Moldova ar fi imediat altă țară, pentru că în țara asta ar avea valoare lucrurile care pentru noi, pentru fiecare dintre noi, au valoare. N-au valoare pentru cei de la guvernare. În țara asta vor fi investiții, în țara asta vor fi bani la buget, în țara asta vor fi reguli de joc, în țara asta justiția nu-și va bate joc de oamenii din țara asta. Dincolo de libertăți și de posibilități de afirmare, ce sunt chestiuni de lux pentru intelectualitate și pentru oamenii care prestează o muncă intelectuală, oamenii simpli vor avea asigurate pensii, vor avea asigurate bătrânețe, vor avea multe alte lucruri care le asigură democrațiile europene. Așa că faceți bine că mă întrebați lucrul ăsta. Pentru că în alt spațiu noi nu avem nicio șansă. Noi nu putem rămâne un pod plutitor în derivă între est și vest. Noi, drumul nostru este european pentru că suntem europeni de sute de ani de zile, de mii de ani de zile. Noi suntem de aici, noi nu suntem din stepele tătaro-mongolă și rătăcirea asta de vreo 40 de ani pe care ne-a dat-o Uniunea Sovietică nu are cum să schimbe genele noastre. Și este bine să ascultăm vocea genelor noastre, a ceea ce suntem noi, nu a ceea ce au vrut să facă din noi. O să revenim la subiectul ăsta. Domnule Mocanu, spuneți cu ce mesaj mergeți pe la țară. Se vă creadă lumea, pentru că pe ei acum e greu să-i convingeți cu ceva în afară de bani. Cum să-i convingeți pe semenii mei? Stimatul meu prieten, eu merg la țară. Nu știu când ați fost dumneavoastră. Eu vreau să vă spun că nu este așa. Dumneavoastră aveți o părere prea greșită despre ceea ce este omul nostru moldovean. Da, moldovenii noștri s-au greșit. Da, în satele noastre e jele când vezi mai multă lume înnecată într-un pahar de vin. Mai multă lume care este ruptă din contextul vieții politice de azi. Mai multă lume care, de fapt, nu este ruptă, ci aruncată dincolo de pragul sărăciei și de un trai cât de cât civilizat. Dar, în același timp, în această cădere enormă, în această criză enormă, cuvântul nostru are și prinde. Vreau să vă spun că după unele calcule sociologice există 40% din populația țării noastre care va vota pentru o altă formațiune decât cele existente la ora actuală în Parlament. Eu știu ce spun. Așa că nu vă dezamăgiți. Mergeți la țară și dacă în fiecare zi scoateți câte un om din întunericul unei vieți de subsistență, de unei vieți care nu are contact cu civilizația, dacă în fiecare zi scoateți câte un om și îi spuneți există șanse. Votați Mișcarea Populară Antimafie în alegeri anticipate, în alegeri ordinare, fiți alături de această mișcare și țara asta se va schimba la față, o să vedeți că nu o să ne puneți asemenea întrebări. Care sunt afacerile pe care le acoperă Ghimpu și Chirtoacă? Ghimpu și Chirtoacă acoperă câteva afaceri pe care le-a cedat Plahotniuc lor. În primul rând, Ghimpu are o sumă substanțială de la piața centrală. El primește bani cash cam în jur de 55-60 de mii de euro pe lună de la piața centrală. Acolo unde stau Crâș, Rechet și tot ce vreți peste oamenii care vin și își vând ceva acolo. Deci acolo este un director al acestei piețe care mulge din piața centrală și îi duce cu geanta direct lui Ghimpu. Ghimpu are afaceri prin Șalaru, care este conectat la Plahotniuc, deci cu asigurarea serviciilor primăriei combustibil, a căii ferate și parte la aeroportul internațional Chișinău cu acoperirea lui Șalaru. Deci astea sunt afacerile de bază. Nu mai spun Ministerul Ecologiei, un alt Șalaru, care îi acoperă lui Ghimpu, care îi dă lui Ghimpu un contact cu teritoriile unde oamenilor li se dau granturi pentru anumite proiecte în sate în funcție de cât de devotat sunt lui Ghimpu și ideilor lui luminate despre Europa și civilizație.
Domnule Mocanu, de ce aceștia vorbesc despre integrare europeană, dar niciun cuvânt despre aderarea la NATO? Pentru că sunt lași. Pentru că ei cred că asta este, pentru că ei cred că asta le dă lor rezonabilitate, pragmatism. Ei și pentru că nu au curajul să le spună oamenilor, oameni buni, intrarea în Uniunea Europeană fără umbrelă NATO este imposibilă. Investitorii străini nu vor veni să investească într-un spațiu unde nu există siguranță, unde nu există garanții. Iar umbrela NATO ar pune Republica Moldova și politicienii trebuie să aibă curajul să le spună cetățenilor noștri care se tem, pentru că li s-a spus ani de zile, în perioada Uniunii Sovietice, că este observatorul american, că americanele sunt dușmani, că îi apără rușii de nu știu ce pericol. Deci, pentru că elita politică din Republica Moldova trebuie să lucreze cu oamenii noștri, să le explice ce înseamnă Alianța Nord-Atlantic, să le explice ce înseamnă Uniunea Europeană, să avem programe educaționale la această televiziune plătită din buget, să comande acolo programe educaționale de informare a populației. Nimeni nu face lucrul ăsta, ei sunt preocupați numai de buzunarele lor. Domnule Mocanu, mai au veneticii de găgăuși să-și bată joc de noi basarabenii prin faptul că îi grațiază pe cei care s-au confruntat cu moldovenii în anii 90, nu numai prin asta. Găgăuzii mai au încă mult timp să fie stăpâni și peste noi atâta timp cât avem o conducere lașă. Vă amintesc cum Filati a făcut partid lui Furmuzal și Furmuzal se comportă așa cum se comportă obraznic. Găgăuzii sunt concetățenii noștri, iar noi trebuie să ne simțim stăpâni la noi acasă și să încercăm pe concetățenii noștri găgăuzi să-i deprindem cu gândul că noi suntem națiunea titulară, că noi suntem lideri la capitolul integrării europene, că noi românii din țara asta știm ce vrem, că noi le putem asigura drepturile lor, că noi nu-i tratăm ca pe oameni străini acestui pământ, că ei chiar sunt concetățenii noștri și nu le spunem nici măcar așa cum spuneți dumneavoastră în această întrebare, dar în același timp nu le dăm posibilitatea să-și ridice nasul și să spună de nas abitnă că nazvaiut nas menșinstva. Până la asta s-a ajuns. Dar ce sunteți voi dacă nu sunteți o minoritate etnică și asta nu e ofensator? De altfel. Dar în condiția voastră de minoritate etnică, voi ați putea să fiți foarte buni prieteni cu românii din țara asta. Și noi vom respecta drepturile fiecăruia dintre voi. Domnule Mocanu, cum se explică ilegalitățile fiscale în biserici și magazinele bisericești? Legea Republicii Moldova nu este valabilă și pentru ei, sigur că trebuie să fie valabil pentru orice activitate economică. Pentru orice activitate economică. Eu m-am amuzat pe o postare, duminică aveam puțin timp și m-am amuzat pe o postare pe Facebook unde era un anunț într-o biserică, pus un anunț într-o biserică unde era scris că în biserica lor se aprind numai lumânări cumpărate din această biserică și nu din altă parte. Eu am scris acolo, am scris în zăflimea, am spus că acest anunț este bun chiar să-l punem la punctele de trecere a frontierii Republicii Moldova, ca să vadă toată lumea că în țara asta ard lumânări numai din țara asta, că noi nu primim aici lumânări europene să vină și să aprindă fiecare lumânarea în biserica asta sfântă noastră pe care am ponegrit-o, Republica Moldova, că noi suntem băiestari în țara asta, noi nu vrem să ne dicteze europenii sau altcineva. Deci așa cum biserica asta care a rămas, care încearcă să țină lumea departe de civilizația europeană, așa explică că ei chestia asta cu lumânarea. O să ajungem să rediscutăm subiectul ăsta și eu nu mă tem să spun direct lucrurilor, pentru că oamenii trebuie să știe că cele sfinte nu pot fi comercializate în halul în care o face biserica noastră. Trebuie să știe că preoții nu sunt reprezentanții lui Hristos pe pământ, că noi toți îl mărturisim pe Hristos, iar preotul este intermediarul nostru care ne ajută prin faptul că a fost hirotonit, prin faptul că a fost împărtășit cu cele sfinte, este chemat alături de noi să ne ajute să ne rugăm la Domnul. Și așa cum îl mărturisesc ei pe Hristos, așa îl mărturisim și noi. Și atunci când ei fac comerț cu credința adevărată, atunci trebuie să le atragem atenția asupra acestui lucru, iar statul trebuie să impoziteze orice activitate economică. Domnule Mocanu, Moltelecomul se va privatiza, statul o va vinde?
Stimații mei prieteni, Mall Telecom, dacă nu aveam, sincer vă spun, dacă nu aveam noi această activitate intensă, dacă nu făceam atâtea acțiuni dure împotriva lui Plahotniuc, Mall Telecom deja era privatizat de firmele lui Plahotniuc Offshore, care pregătise deja de două ori privatizarea Mall Telecomului. Odată astă vară, când și-a primit o lovitură cu materialele pe care le-am prezentat de la Curtea de la Londra, care le-au prezentat colegii avocați, deci, și a doua oară, astă iarnă, pentru luna sfârșitului ianuarie, era pregătit o nouă încercare de privatizare a Mall Telecomului în contul unor datorii căpușe în jurul Mall Telecomului construite de Plahotniuc și încercarea de a-l cumpăra. Deja nu mai are șansa asta și sper să nu reușească. Domnule Mocanu, mulți prieteni se întreabă de unde antimafie are bani pentru atâtea reclame la televizor. Toate astea costă bani și ei cred că dumneavoastră aveți ceva, vreun business. Eu nu am business, eu nu mă ocup de business. Noi avem contribuții la Mișcarea Populară Antimafie și eu sunt gata să pun la dispoziție casa noastră a partidului. Există însă o problemă cu finanțarea partidelor și în special deci a partidului, la Mișcării Populară Antimafie, o problemă pe care eu nu o să o spun, tocmai din cauza neprietenilor noștri care încearcă prin faptul ăsta să ne pun în dificultăți. Da, eu nu pot face la ora actuală declarații de venituri ale mele proprii și din păcate sunt nevoit să nu vă spun până la capăt niște lucruri legate de finanțarea Mișcării Populare Antimafie, pentru că altfel aș pune sub lovitură această mișcare, nu din cauza că facem lucruri negre sau că vrem să ascundem ceva, ci pentru faptul că legea asta a fost făcută pentru mafie care cheltuie milioane, care vor băga milioane. Noi avem niște cheltuieli modeste, dar necesare ca să ajungem la fiecare om. O să revenim la acest subiect. Nu am nicio problemă, nu am niciun sentiment de jenă să vorbesc pe acest subiect. Singurul motiv pe care vă spun sincer este că nu pot vorbi până la capăt pe acest subiect, pentru că dacă aș face acest lucru, ar însemna să pun sub lovitură această mișcare. Dar noi vom fi gata și vom veni alături de mulți alții în fața unei justiții independente să vorbim despre tot ceea ce am făcut în această perioadă. Domnule Mocanu, când ne vom vedea înapoi tezaurul României în valoare de 90 tritone, aur pe care ne l-a luat rușii? Haideți să revenim la întrebarea asta altă dată, pentru că ea nu este nici la subiect și nici nu are legătură direct cu statul Republica Moldova. Fiica lui Furdui a primit cadou de 8 martie o limuzină sport în valoare de 70.000 euro. Vă mulțumesc foarte mult pentru această informație. Cred că vă referiți la Simeon Furdui, mafiotul de pe lângă Filat, un criminal care la ora actuală, stă ca animăluțul de frică să nu ajungem până la dânsul în legătură cu arestarea lui Vicol. O să ajungem la el. Cum pot deveni membru? Am zi liberă numai sâmbătă. Sunteți sunați pentru a vă programa, citesc ceea ce mi-a scris colega mea, pentru o zi de sâmbătă. 830036 este telefonul nostru din anticameră. 830036, sunați în orice zi și programați-mă pentru o sâmbătă când va fi cineva aici să primească cererea de la dumneavoastră și să discute cu dumneavoastră despre intrarea dumneavoastră în Mișcarea Populară Antimafie. Telefonul, așa cum v-am spus, este 022 830036. Cine este responsabil de Orhei, de la care să aflăm mai multe? Întrebați la Orhei de Ion Sava. Ion Sava este împuternicit în 2-3 săptămâni de zile să organizeze Mișcarea Populară Antimafie la Orhei. Cum priviți dumneavoastră business-ul moldovenesc cu Rusia? Pentru că știm cu toții că majoritatea produselor noastre ajung la ruși. Nu-i chiar așa, dar eu o pun deoparte și am să vă răspund la cealaltă emisiune, pentru că ieșim din emisie, mai am un minut, două. Domnule Mocanu, care este bilanțul contabil al companiei de publicitate din România pentru anul 2012? Ce aparține familiei noastre? Cum se numește ea? Nu am asemenea business în România, nici de publicitate, nici altul. Cine este Renat Usată? Este omul lui Plahotniuc. Renat Usată este cel care a fost cu banca, Interprins Bank se numea, Invest Privat Bank, cel care a falimentat acea bancă, cel care, a cărui datorie a luat-o Banca de Economii, care se află acum într-o dificultate. Deci un om foarte controversat și unul care ați văzut Rolls Royce-ul și care are relații aici și cu Filat și cu Plahotniuc. Domnule Mocanu, nu vi se pare că aderarea la UE va aduce ridicarea prețurilor la tot?
ce a obținut România intrând în UE. Au crescut prețurile, tarifele, dar încercați să mergeți în România să vedeți cum au crescut tarifele acolo și o să vedeți că medicamentele sunt mai ieftine, dar cât mai crească prețurile în țara asta? În țara asta prețurile sunt peste prețurile din Uniunea Europeană. O să revenim la subiectul ăsta. Stimații mei prieteni, eu mulțumesc foarte mult pentru întrebările pe care mi le puneți. Eu am să mă strădui să fiu mai coerent și vă rog foarte mult încă o dată, contribuția noastră a fiecăruia ar fi să spuneți la cât mai multă lume, să fie alături de noi. Contribuția neprietenilor noștri ar fi să ne bârfească în continuare, pentru că și așa promovați mesajul nostru, iar al prietenilor ar fi să mergeți la fiecare om și să-l rugați să privească, să audă, să ne asculte. Bună seara!